remarcabil eveniment cultural dedicat marelui principe și cărturar Dimitrie Cantemir, de la a cărui naștere se împlinesc 350 de ani, a fost găzduit recent de Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos. Dimitrie Cantemir, sunetul românesc al Orientului, este numele proiectului care a adus în fața publicului gălățean o dimensiune nouă a acestei personalități enciclopedice, respectiv cea de compozitor și rafinat muzician al epocii sale. Alături de lucrări de înaltă anvergură academică, precum istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman sau Descripția Moldaviei, principele Dimitrie Cantemir este și autorul celui mai important tratat muzical din perioada medievală a Imperiului Otoman. În Cartea Științei Muzicii după forma literelor, Dimitrie Cantemir a elaborat inclusiv un sistem special de notație muzicală ce avea la bază literele și cifrele arabe. Pe lângă tratatul de teorie muzicală, opera lui Dimitrie Cantemir include și o colecție de numai puțin de 354 de creații pline de rafinament, parte dintre acestea fiind compuse chiar de el. Unele din aceste compoziții, despre care se știe cu certitudine că au fost create de Dimitrie Cantemir, au prins viață la Galați grație spectacolului concert susținut de ansamblu cameral de muzică veche Anton Pan. Este muzică cultă, clar este o muzică de Ateneu, am spune astăzi. La vremea respectivă se cânta doar în zona curților voivodale, curții imperiale, de exemplu la Saraiul Sultanului, și este o muzică care în general s-a răspândit în zona familiilor nobiliare, da? Era intelectualității. Această muzică, clar, el nu a inventat-o, mă refer la ideea muzicală a vremii respective, dar folosind limbajul oriental și a creat propria muzică, care, bineînțeles, este tributarea culturii de tip oriental, a culturii bizantine, cum bine a menționat și în Alpra Sfinția sa în această seară, și, bineînțeles, este tributarea și felului în care l-a perceput muzica. Deci avem mai multe aspecte, pe de parte cele culturale, pe de parte cele subiective. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a ținut să aprecieze universalitatea multiculturală a operei muzicale a lui Dimitrie Cantemir. Omul credincios și cult nu învrăjbește pe nimeni, indiferent de credința, etnia și condiția socială. De aceea a și scris muzică care, deși este instrumentală, e o preluare a armoniei trăite în inimă, pentru că tot timpul inima lui cânta, mintea se ruga, mâna scria, el se informa și în felul acesta a depășit străinătatea, purtând etnia și credința în doxologie. Expresia muzicală a compozițiilor lui Dimitrie Cantemir a fost în mod fericit completată de o expoziție fotodocumentară ce a cuprins extrase din lucrările domnitorului, inclusiv manuscrisele muzicale, dar și reproduceri de hărți, stampe și sigilii ce acoperă deopotrivă perioada șederii prințului Cantemir la Istanbul, anii de domnie pe tronul Moldovei, precum și perioada refugiului în Rusia. Sunt documente de la Arhivele Naționale, de la Biblioteca Academiei Române, de la Muzeul Literaturii Române și aș extinde, deci, cele mai importante instituții ale memoriei, ale patrimoniului documentar, dar aș putea extinde chiar puțin aria contributorilor, deoarece avem aici documente care se păstrează și în arhivele Franței, Turciei sau Rusiei, dar care sunt pe suport de substituție la Arhivele Naționale, pe microfon. Film.
Dimitrie Cantemir, Sunetul românesc al Orientului, dedicat împlinirii a 350 de ani de la nașterea Marelui Cărturar, va continua în perioada următoare și în alte orașe din țară, respectiv Constanța, Alba Iulia și București.